Plătiți-ne munca, plătiți-ne munca, plătiți-ne munca, plătiți-ne munca, plătiți-ne munca, plătiți-ne munca. Nu prea aveți curaj în voce. Aproximativ 70 de cadre medicale și-au exprimat nemulțumirile. Protestatarii au amenințat că în cazul în care situația nu va fi remediată, își vor da demisia în masă. Problemele cadrelor medicale au rămas aceleași, sporurile tăiate și lefurile mai mici. Ni s-au înjumătățit, orașele, spitalele orășenești au sporurile la maxim de 100% și de zilele de săptămână de care au fost până acum. Iar între noi, între colegi, sunt colegi în acea secție care au spor maxim și unii care sunt pe spor minim. Care este criteriul pe care s-a dat aceste sporuri, nu le cunoaștem. Iar sâmbetele și duminici, plătite la jumătate. Colectiv de muncă trebuie plătite la 100%. E codul muncii. Altfel nu mai venim. Gărzile nu sunt plătite, nu mai venim la gări. Cadrele medicale nu mai beneficiază de liberele ce le primeau în schimbul gărzilor, iar sporurile au fost date după bunul plac de către managerul unității, acuză protestatarii. Iar acum nici măcar atât, nici măcar cu compensația de a da liber pentru cei 50% care ni s-au luat. Când toată lumea stă acasă sâmbete și duminici, noi venim aici. Pe ce? Pe 10 lei pe oră? 6,40 lei, Claudia, te corectez. 6,40 lei. Deci nu mi se pare normal să vii pentru 50 de lei, să stai 10 ore la patul bolnavului și să faci zeci de bolnavi. Deci supranormarea care există în spitalul județean. Salariile au scăzut în unele cazuri cu câteva sute de lei. Să lucrez o infirmieră la 90 de bolnavi, poate și 92 de bolnavi am avut, una singură în tură de noapte. Pot să confirme ambulanțieri, pot să confirme cameră de gardă, noi preluăm bolnavul, noi îl ducem la tomograf, nu avem brancardier, noi spălăm holuri, noi spălăm scări, noi facem foarte multe la salariu. Ce s-a întâmplat? Eu am luat cu 250 de lei mai puțin, echivalent salariul lunii februarie, nu-i corect. Angajații de la secția boli infecțioase se plâng de sporurile de doar 15%, prea mici pentru condițiile în care se lucrează. Lucrez la SIDA, lași pacientul de SIDA, lucrez în Clostridium, treci la SIDA, pe urmă treci la vaccinul antirabic. Dumneavoastră, dacă vă mușcă un câine, eu vin cu mâinile de la SIDA și vă fac vaccin. Cadrele medicale au reluat activitatea, însă au amenințat că vor repeta protestul și mâine.